Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Telejurnal. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Mai mulți primari și președinți de raion din Republica Moldova au renunțat la mandate pentru a ocupa fotoliile de deputat pe care le-au câștigat în urma scrutinului din 24 februarie. Gata cu mașinile lăsate oriunde. De acum înainte, șoferii care vor parca neregulamentar pe trotuare vor fi sancționați mai dur. Viața s-a schimbat în bine pentru 24 de persoane, foste rezidente ale internatului psihoneurologic din Bădiceni-Soroca. Toate au fost plasate în locuințe protejate. Demisii în lanț în Republica Moldova, mai mulți primari și președinți de raion renunță la mandate pentru a ocupa fotoliile de deputat pe care le-au câștigat în urma scrutinului din 24 februarie. Printre aceștia este și Alexandru Botnar, edilul orașului Hâncești. Democratul a devenit cunoscut după ce a numit o stradă din localitate în cinstea tatălui său, iar alta în cinstea soacrei. Și președintele raionului Sângerei, Vasile Maranduc, și-a depus cererea de demisie și în continuare va face parte din fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat. Deputat PDM va fi și Ludmila Guzun, care a renunțat la mandatul de președinte al raionului Ungheni. Și democratul Ion Leucă a ales funcția de deputat în detrimentul celei de președinte al raionului Glodeni. Operațiune de amploare pe litoralul românesc al Mării Negre. Valurile aduc pe plajă pachete cu droguri din lotul de aproape o tonă găsit într-o barcă în delta Dunării luna trecută. Ce sfaturi le dau polițiștii celor care găsesc așa ceva, vă spunem în Telejurnal. Și-a pus viața în pericol în urma unui pariu stupid. Un copil de 9 ani din Bendera a ajuns la spital după ce a fost lovit de un microbuz. Băiatul a pariat cu mai mulți colegi de clasă că va reuși să traverseze o stradă din oraș, chiar dacă semaforul va arăta culoarea roșie pentru pietoni. Însă, când a încercat să demonstreze acest lucru, a fost lovit de un microbuz. Șoferul mașinii este cel care a chemat ambulanța. Copilul a suferit o comoție cerebrală și mai multe leziuni în regiunea capului și la un picior, dar va scăpa cu viață. Gata cu mașinile lăsate la întâmplare, autoritățile au decis să înăsprească sancțiunile pentru conducătorii auto care vor parca neregulamentar, vor bloca accesul ambulanțelor și pompierilor, dar și circulația pietonilor. Iar Inspectoratul Național de Patrulare a anunțat deja că va intensifica acțiunile împotriva șoferilor care parchează fără să respecte legea. O analiză a Inspectoratului Național de Patrulare arată că majoritatea șoferilor obișnuiesc să parcheze sau să staționeze în locurile unde le este mai comod și de cele mai multe ori parchează neregulamentar. Prin urmare, aceste situații creează obstacole pentru ambulanțe, polițiști, pompieri sau mamele cu copii în cărucioare care sunt nevoite să circule pe carosabil punându-și viața în pericol. Șoferii care vor parca neregulamentar se vor alege cu amendă de până la 1500 de lei și 4 puncte de penalizare. Noua regulă intră în vigoare de pe 22 aprilie. Parcarea, staționarea unităților de transport pe trotuar se permite doar în locurile special amenajate, marcate prin indicatoare rutier, parcare, parcare rezervată, cu panou adițional care indică modalitatea de amplasare a unității de transport. Pe parcursul anului trecut, peste 8400 de șoferi au fost sancționați pentru staționare sau parcare în locuri interzise. În primele 3 luni ale acestui an, peste 540 de conducători auto s-au ales cu amenzi și puncte de penalizare din aceeași cauză. O șansă la o viață mai bună pentru 24 de persoane, foste rezidente ale internatului psihoneurologic din Bădiceni-Soroca. De 2 ani, de când au fost plansate în locuințe protejate, s-au schimbat multe în viața lor și au găsit fel de fel de ocupații și acum se gândesc să-și câștige și banii proprii. Rita este unul dintre cei 24 de beneficiari ai serviciului social locuințe protejate. Duce acum o viață obișnuită departe de pereții internatului. Și-a găsit marea pasiune în agricultură, iar de când lângă casa lor a fost amenajată o seră, mai tot timpul și-l petrece acolo. Da. 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 Ce-i semănat? Gugusar,
Pe platrajele, pietine. Ce să faceți? Noi așteptăm să crească rasada în grădină. Noi trebuie să facem, vindem, să facem bani. În cadrul proiectului, foștii rezidenți au fost învățați să-și poarte singuri de grijă. În ajutor le vine asistentul social. Iar pentru a-și găsi ocupația potrivită din partea Ambasadei Republicii Cehe, finanțatorul proiectului, au primit unelte de grădinărit, au amenajat o seră și au chiar și un automobil. Am deschis cele patru locuințe de protejare. Am reușit să dezinstituționalizăm circa 24 de beneficiari din instituția de la Pădiceni. Dumnealor au fost instruiți în deprinderi de viață. Încercăm să-i integrăm într-o viață diferită de cei care au cunoscut-o în cadrul instituției unde practic și-au petrecut toată viața până în momentul de față. Pe lângă dezinstituționalizare, trai în comunitate, este important ca să implicăm în activități, pentru că aceste activități, pe de-o parte, îi socializează, de altă parte, pot realiza producția pe care ei o să o cultive în aceste serii sau pe terenurile de pe lângă casă și pe lângă realizare vor putea să aibă și un venit suplimentar. În prezent, în Republica Moldova sunt 4 locuințe sociale. În acest an sunt programate a fi deschise alte 5 case cu regim special. Alertă pe litoralul românesc al Mării Negre. Valurile aduc pe plajă pachete cu droguri din lotul de aproape o tonă găsit într-o barcă din delta Dunării luna trecută. Polițiștii și procurorii DIICOT au declanșat o operațiune de amploare pe litoral. Chiar azi au capturat un sac cu stupefiante în zona Cap Aurora. În ultimele zile, cel puțin 500 de kilograme de cocaină au fost găsite în mare. Polițiștii avertizează populația că pachetele aduse de apă sunt periculoase pentru că pot conține droguri cu o concentrație foarte mare ce pot pune viața în pericol. Cei care găsesc astfel de colete nu trebuie să le desfacă și sunt sfătuiți să anunțe cel mai apropiat polițist sau să sune la 112. Produsele ecologice sunt din ce în ce mai căutate în Republica Moldova. Asta se poate vedea și la tradiționalul Târg Eco din Chișinău, la care au participat anul acesta de 2 ori mai mulți vânzători de produse certificate ecologic. Amănunte în telejurnal. Peste 100.000 de credincioși s-au înscris online pentru a asista la slujba oficiată de Papa Francisc în România la Șumuleu Ciuc. Interesul pentru pelerinaj este uriaș, așa că termenul de înscriere a fost prelungit cu încă 2 săptămâni. Peste 500 de preoți, călugări și călugărițe vor participa la slujbă. Suveranul pontif va ajunge și în București, Iași și Blaj. Pline ochi, așa vor fi toate pensiunile și hotelurile din apropiere de Șumuleu Ciuc, unde va veni Papa Francisc. Pelerinii au început să caute locuri de cazare imediat cum a fost făcut anunțul oficial al vizitei suveranului pontif. Nici n-a trecut 24 de ore când toate locurile vacante în pensiunea mea, toate locurile au fost ocupate. În această gospodărie, care se află la câteva sute de metri de mănăstirea franciscană din Miercurea Ciuc, gazdele vor primi pelerini chiar și în curte, unde au loc pentru corturi sau rulote. În casă putem să găzduim 10 persoane, plus în curte avem loc și pentru corturi și am avut și rulote. Pelerinii care s-au înscris pe site-ul dedicat vizitei papei vor primi tichetele speciale, fără de care accesul la slujbă nu este permis. Fiecare conducător de grup va primi prin e-mail biletele prevăzute cu acel cod unic de bare pe care trebuie să le tipărească și să le ofere mai apoi membrilor grupului. Un rol important îl au voluntarii. Până acum 200 de oameni s-au oferit să ajute pelerinii, printre ei și mulți străini. Colegii noștri din Irlanda, Ungaria, Austria și din Germania ne-au căutat și ne-au oferit ajutorul lor. Autoritățile vor lua măsuri extraordinare de securitate cu ocazia vizitei Papei Francisc din perioada 31 mai-2 iunie. A fost înființat un comandament operativ național din care fac parte reprezentanții tuturor structurilor de forță din România. Oricum, măsurile vor fi de grad zero, comparabile cu cele luate în timpul vizitei unui președinte american.
Shoppingul verde devine tot mai popular în Republica Moldova. Tradiționalul târg eco din Chișinău și-a dublat în acest sezon participanții care au scos pe tarabe produse certificate ecologic. A crescut simțitor și numărul cumpărătorilor care au făcut coadă la pâine, verdețuri sau fructe. Început ca o platformă pentru producătorii eco, dar și cei artizanali, târgul ecolocal a venit cu mai multe noutăți în sezonul 2019. În sezonul 2018 noi am început cu 5 producători cu certificat eco. Anul ăsta noi deja suntem cu 16. Vânzătorii sunt doar producătorii. Asta e conceptul acestei pețișoare. Pentru acest sezon, Nicolae Cojocaru a lărgit gama de uleiuri din diverse semințe presate la rece. O gamă de uleiuri care sunt și răsfățare gastronomică, dar în același moment și, hai zicem așa, tratamente sau profilaxie naturistă. Da? Sunt uleiuri care se recomandă la regenerarea ficatului, uleiuri care se recomandă la deparazitarea intestinilor. Tradițional, taraba cu produse de panificație a fost asaltată de cumpărători care au stat la coadă pentru a se delecta cu pâine eco. Nu am adus nimic nou, doar că pâinea a devenit ecologic certificată. Pe ultima 100 de metri, pentru certificarea eco, este și Ludmila Castraveț, care produce delicii ecologice din fructe, legume și nu doar. Am venit cu 3 produse noi. Deci acesta este chipsuri din topinambur, asta sunt chipsurile din sfeclă și din morcov. Sunt ținute în suc de poamă pentru a-i scoate gustul crud. Vegetarienii, dar și cei care respectă postul, au fost interesați de sosurile vegetale. Mai nou avem cu leurdă și urzici, avem cu ciuperci și țelină fără adaus de sare. Sunt produse vii, fără adausuri de conservanți. Mai mult, vizitatorii au asistat la o prezentare gastronomică care a demonstrat că postul poate fi delicios. Ciupercile sunt foarte populare în post, iar eu le propun o salată de post, o salată de sezon, din topinambur, ciuperci, alune, frunze de salată, usturoi. Cumpărătorii care au respectat regula fără pungi de plastic și-au făcut cu plăcere plinul cu produse verzi. Azi am cumpărat ciocolată fără zahăr, azi am cumpărat niște plăcinte, 2 feluri de pâine, castraveți, spanac. Sunt eco, bio, sunt făcute din dragoste probabil și cu multă responsabilitate pentru oamenii care cumpără. În primul rând dezvoltă o cultură a consumului sănătos, în pre-doilea rând susținem producătorii noștri, ceea ce este foarte important. Târgul ecolocal este organizat de Asociația Consumatorilor și Producătorilor Eco și Artizanali și se desfășoară în fiecare zi de sâmbătă de la ora 9 până la 13. Chiar dacă Brexitul încă nu a avut loc, britanicii au început deja să emită pașapoarte fără însemnele Uniunii Europene. Premierul Theresa May a cerut o amânare până pe 30 iunie, în timp ce negociază cu opoziția în speranța adoptării unui acord. Aflat în București, ministrul britanic de finanțe e optimist că o înțelegere între conservatori și laburiști e posibilă chiar astăzi. De 3 zile, Theresa May negociază cu opoziția laburistă în încercarea de a-și convinge adversarii politici să susțină acordul de ieșire din UE. Aflat la București pentru reuniunea ECOFIN, ministrul britanic de finanțe este optimist. We're expecting to exchange some more text with the Labour Party today. So this is an ongoing process and I'm optimistic that we will reach some form of agreement with Labour. De cealaltă parte, laburiștii par dezamăgiți de oferta de dialog a premierului, despre care spun că nu aduce nimic nou. If we crashed out without a deal, there would be immediate disruption to supply chains, as well as to the opportunities for sales, as well as, of course, big problems over investments in the future. Varianta unui acord este preferată și de majoritatea statelor membre UE, care sunt dispuse la noi amânări și concesii. De cealaltă parte, Franța, Spania și Belgia au pus piciorul în prag și spun că dacă la Londra nu se schimbă ceva, Brexitul să aibă loc pe 12 aprilie fără acord. I understand that EU colleagues are
somewhat fed up that the process has taken as long as it has. We're also fed up that we haven't been able to complete this earlier, but I'm very confident that we'll get it done. O incertitudine care nu afectează biroul pașapoarte din Marea Britanie. Mai mulți cetățeni au primit deja noile documente fără însemnele Uniunii Europene, emise pe 30 martie, la o zi după data inițială a Brexitului. De anul viitor, Regatul Unit va reveni la pașapoartele albastre folosite înaintea aderării. În ce ne privește, potrivit consulatului de la Londra, românii vor putea merge în Marea Britanie doar cu buletinul, cel puțin până în 2021. Asta în cazul unui Brexit fără acord. Dacă se ajunge la un acord, cartea de identitate este suficientă pentru a vizita Regatul Unit până la sfârșitul anului 2025. Un loc magic, dar destul de puțin cunoscut, se află în România, în apropiere de Deva. Platoul Vârtoapelor din Munții Orăștiei devine în fiecare primăvară raiul ghioceilor. Mai multe imagini de basm vedeți mai târziu în Telejurnal. Premieră la Teatrul Satiricus din Chișinău. Îți vreau soțul este o comedie spumoasă scrisă de Mihail Zadornov. Cu satiră și umor, piesa oglindește viciile și problemele societății actuale. Viorel Cornescu, actor în rol principal, a debutat cu acest spectacol și ca regizor. Sala Teatrului Satiricus Ion Luca Caragiale a fost arhiplină la noua premieră. Iubitorii de teatru au venit cu mari așteptări la această piesă. Ne dorim emoții frumoase, ne dorim cât mai mult partea educativă să fie. Să ne rămână un gust bun pentru toată săptămâna. Așteptările sunt jocul formidabil al actorilor. Ca de fapt, ca de obicei. Piesa Îți vreau soțul e despre o tânără care, după o aventură cu un bărbat căsătorit, încearcă să-l cumpere de la soția sa. Actorii Lilia Cazacu, Olga Anghelici și Viorel Cornescu și-au propus nu numai să aducă bună dispoziție în rândul publicului, dar și să-i ofere o lecție de viață. Vai de mine, este o comedie de situație. De fapt, este o soție trădată, este o soție înșelată, dar suntem toți oameni moderni și privim la toate cu alți ochi, din alt unghi. Femeile, chiar dacă sunt înșelate, mergem înainte, așa cum o fac eu în acest spectacol. Este o comedie spumoasă, o comedie despre noi, o comedie despre moravurile societății. Va crea bună dispoziție a spectatorilor și este necesar ca, ieșind de la acest spectacol, să mai învățăm multe și avem ce învăța. Toate prietenele mele mă invidiază. Zic, cât de inteligent, talentat. Eu sunt dispusă să vă plătesc. Bine, înțeleg, fericirea nu constă în bani, dar atunci când fericirea nu e, e mai bine să fie fericire cu bani decât fără ei, corect? Îți vreau soțul este a cincea premieră jucată anul acesta la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale. Următoarea va vedea lumina scenei pe 19 aprilie. Grație, forță și tehnică desăvârșită. Timp de două zile la Chișinău se desfășoară campionatul național de dans modern. La ediția din acest an participă peste 1500 de dansatori din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. Câștigătorii își vor reprezenta țara la concursurile și campionatele europene și mondiale de dans modern. În prima zi de campionat au evoluat solo și în grup micii dansatori. Copiii s-au pregătit luni de zile și au un singur scop, să devină câștigători. Știu că voi câștiga și simt că eu cu grupa mea vom fi cei mai buni. Ați avut emoții? Am avut emoții foarte mari. Dans modern către contemporary, deoarece mă reprezint și sunt deprinsă deja cu acest stil de dans. Este dans contemporan. Elementele sunt clasice, contemporane. Mai mult ne bazăm pe elasticitate. Anume pentru acest stil de dans, la noi jumătate din lecții pleacă pe întindere. Anul trecut am fost campionii dansului modern la tot campionatul acesta. Mari emoții au avut și părinții care și-au încurajat copiii din tribune.
Atunci când ea dansează și noi suntem acolo cu ea. Peste două săptămâni, echipa Republicii Moldova va participa la campionatul european de dansuri sportive. Afară de dansul sportiv, la noi cu succes avem deja și campioni mondiali și europeni și la dansuri moderne. Până acum participăm la jocurile mondiale, unde avem și medalii, însă acum este șansa de a participa chiar în programul Jocurilor Olimpice. Campionatul Republican de Dans Modern este organizat anual din 2004. Sportul minții agere într-un corp puternic. Un campionat de karate a reunit la Chișinău peste 200 de participanți din Republica Moldova, Ucraina și România. Competiția își propune să promoveze sportul, dar și un mod de viață sănătos în rândul copiilor. Ilia are 10 ani, dintre care 3 a petrecut în sala de lupte. Orice întrecere este pentru el o provocare, dar una plăcută. Supernic bun silnum, nu am loc vigrat, nu mi-a nefătat profesionalismul. Alături de Ilia, peste 200 de copii și-au încercat astăzi puterile. Campionatul a fost organizat pentru ei de un club de karate din Chișinău, care a împlinit 2 ani de la înființare. Сегодня 215 человек участвуют в турнире. Мы разыгрываем 48 комплектов наград. Ну и одна из особенностей турнира, мы сделали, немножко отошли от правил, принятых в Международной Федерации, сделали команды 5 человек, которые будут биться за главный приз турнира. Cum te-ai luptat azi? Bine. Cu cine te-ai luptat? Cu copii. Și tu ai câștigat? Da. Nu crezi, de ce? Când apun. Și fetele au uitat de lacrimi și durere și au dat tot ce au putut pe tatami. Мой папа занимался карате, он был 7-кратным чемпионом Молдовы. Я тоже решила пойти и попытать удачу. И вот я здесь уже несколько первых мест, и это достижение. Arbitrii au stat cu ochii în patru pentru a juriza corect pe micii sportivi. Se uită la criterii principale, lovitură corectă, gardă frumoasă și punct corect. Principalii susținători ai sportivilor au fost părinții, dar și antrenorii care spun că aceste competiții sunt binevenite pentru copii. Чтобы повышать уровень нашего спорта, потому что карате это молодой вид спорта, который очень развивается с каждым годом. Чем хорош спорт, он развивает интеллект, силу, характер, внутренний стержень человека. Patru sportivi care au intrat în competiție, am luat 2 medale. Din păcate n-au fost de aur, una de bronz și una de argint. La competiție au participat copii cu vârste între 3 și 15 ani de la cluburi sportive din Chișinău, Râbnița, Bălți, Dubăsar, Odesa și Botoșani. În apropiere de Deva există o poiană pe cât de puțin cunoscută, pe atât de spectaculoasă. Platoul Vârtoapelor din munții Oreștiei devine în fiecare primăvară raiul ghioceilor, milioane de flori care au inspirat legende cu zâne și ele ale pădurii. La capătul a 2 ore de mers pe jos, prin pădure, găsești platoul Vârtoapelor. Ghioceii se întind cât vezi cu ochii printre copaci. Și nu sunt obișnuiți, ci cu flori mai rotunde și cu petale zimțate. Ghiocei bogați, așa-i numesc localnicii. Ceea ce a condus la o asemenea fenomen, în primul rând, izolarea. Platoul Vârtoapelor fiind greu accesibil, toate acele avene, peșteri, doline, creează condițiile necesare creșterii și dezvoltării florilor, mai precis un drenaj foarte bun al solului. Cei care vor să ajungă în zonă pot merge cu mașina până în satul Grădiștea de Munte, aproape de Sarmisegetuza Regia, dar apoi trebuie să urce pe poteci înguste aproape o oră. O mare de ghiocei, foarte frumos. Ghiocei sunt foarte mari, sunt ciudați așa, deci trebuie mers cu atenție să nu se calce pe ei. Sunt fantastici, așa ceva n-am văzut în viața mea. În ultimii ani, frumusețea florilor întinse pe zeci de hectare în pădurea de la poalele cetăților dacice a atras tot mai mulți turiști. Nu toți au grijă de ghiocei, unii urcă chiar și cu mașina. Tot mai mulți vizitatori pleacă cu buchete mari. Este o problemă pentru că fiecare om normal alege floarea cea mai frumoasă. De la an la an o să rămână doar exemplarele pipernicite. Păcat că dacă vă duceți acolo, se vede aici unul urca cu mașina. Păi destul îi călcăm noi cu picioarele, păi vine și cu mașina.
Când vorbesc despre poiana cu ghiocei, localnicii povestesc despre zâne sau iele ale pădurii. Cum se topește zăpada, acestea ies din peșteri și încep să cânte și să danseze. Căldura le alungă însă repede. Doar 2 săptămâni pot fi admirați ghioceii de pe platoul Vârtoapelor. În continuare vom urmări rubrica Meteo. Bun găsit, final de săptămână cu mulți nori, dar fără precipitații, așa se anunță vremea în Republica Moldova. Deocamdată, la noapte, cerul va fi variabil, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 8 grade Celsius. Mâine, vremea va fi închisă, cu cer mai mult noros, dar temperaturile se mențin ridicate, vor varia între 15 și 17 grade Celsius. La Chișinău, așteptăm 7 grade în această noapte și 17 grade mâine la prânz. Și în România, vremea se strică, ploile vor cuprinde toată jumătatea de sud est a țării, iar temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Rămâneți alături de TVR Moldova. Eu sunt Victoria Ocară și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă să aveți. La revedere!